Olga Chiriac este profesoară de limba franceză în Strășeni și de mai mulți ani brodează ei. Prima pe care a confecționat-o a fost pentru fiica sa și de atunci nu mai poate renunța la marea sa pasiune. Fiecare ornament reprezintă ceva. Iată aici, eu am brodat simbolul păsării, fiindcă toți visăm ca să zburăm și m-am inspirat de la brâncuși. Împodobite cu broderii complexe, colecția impresionantă a Olgei Chiriac include peste 70 de ii mari și mici de o frumusețe rară. Pe această ie în care sunt îmbrăcată este brodat simbolul meleagului moldovenesc, adică strugure de poamă. Se implică activ în viața culturală a raionului și participă la diverse evenimente atât în țară cât și peste hotare. Inspirația o găsește în natură, dar și în manuale despre portul popular. Mai mult, femeia a reușit să scrie propria carte, pe care a intitulat-o Bucurie brodată. Iile sunt peisaje strămoșești, citite de mâinile femeiești. Sunt poeme prezente, viitoare, pe care curg râurile în soare. Am făcut o incursiune și în folclor, unde se vorbește, în ce cântece se vorbește despre portul nostru frumos, tradițional, în artă, în fotografii. Lucrările pe care le confecționează nu le vinde, deoarece nu se poate despărți de ele. De aceea alege să le ofere cadou persoanelor dragi și să le lase moștenire copiilor și nepoților săi. O colecție de iuți mici pentru care le-au purtat nepoții mei, care s-au botezat la biserică. Îi învățăm de mici ca să îmbrace costumul popular. Eu mă mândresc cu bunica mea. Această ie a purtat-o și mămica mea. Sunt foarte bucuroasă că o port astăzi și eu. În viitor vreau și eu să fiu ca bunica mea, să brodez. Lucrările pe care le confecționează Olga Chiriac au ajuns să fie purtate și în Franța, Irlanda, Anglia, România, dar și în alte țări. Veronica Leșco și Eugen Gumeniuc, Accent TV.